Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Astăzi mai punem ceva paie pe aici, pe la porumbei și mai verificăm situația. Aici știu că crocește cineva. Aici se pregătește perechea asta de albi. Aici este pauză. Pe aici nimic. Aici la fel. Aici a fost un cuib, aici nu mai este nimeni. Acolo sunt două jos cu masculul. Acolo sunt, opa, cer scuze, iată cum o făcurăm. Așa, hai să punem paiele astea aici. Așa, să vedem dacă vine cineva aici să crucească. Iar pe acestea, să le iau de aici. Și am să le pun momentan aici. Așa. Să revenim cu câteva chestii organizatorice. Iar în final vă spun vestea mai importantă despre porumbei. Chestiile organizatorice. Da, mi-a spus câțiva, domne, nu este prea curat la tine în volieră. Așa este, nu e prea curat, dar lucrăm la mai multe proiecte la grădină. Iar, mă rog, trebuie să înțelegeți, marea majoritate a celor care vă uitați, că eu am un serviciu care mă ține ocupat în fiecare zi până la ora 4 după amiaza. Iar am și familie, am o soție, am o fetiță. Arătam că se duce această pereche, o să revin și cu ei mai încolo. Nu am foarte mult timp pentru fermă. Fac și eu ceea ce pot. Eu încerc să promovez chestiile bio, naturale, care nu prezintă creșteri intensive și așa mai departe. Dar nici eu nu sunt perfect. Poate voi, mulți dintre voi, sunteți perfecți. Nu zice nimeni nimic. Foarte bine, mă bucur. Trebuie să fim cât mai bine. Dar nu am tot timpul posibilitatea să fac curat la porumbei, de fiecare dată când filmez nu am timp să-mi fac un speech întotdeauna. Nu câștig nimic din partea aceasta de postări la YouTube, nu sunt monetizat, nu primesc niciun ban, fac totul din pasiune. Sunt convins că nu fac foarte bine toate lucrurile, dar mă strădui și încerc și eu să fac cât pot de mult din treburile acestea. Acum voi trebuie să înțelegeți lucrurile astea și majoritatea din cei care mi-au scris am văzut că sunteți la școală, acum cu perioada coronavirus totul este închis, mai ales aici în București unde sunt eu. Eu sunt în București, la granița dintre sectorul 6 și sectorul 5 și județul Ilfo, mai exact Bragadirul Domnești, comunele Bragadirul Domnești, sunt cam la 4-5 km de unde sunt eu, iar de la mine până la terminarea Bucureștiului mai este cam 1 km. Deci, înțelegeți, sunt undeva în marginea orașului. Dar noi suntem blocați aici cumva în București, nu prea mai avem așa posibilitatea să umblăm foarte ușor prin localități, să căutăm multe lucruri, să facem multe lucruri pentru fermă, mă refer. În același timp trebuie să înțelegeți că eu având și familie, trebuie să stau și cu familia mea, copilul meu, dar asta nu mă împiedică să pot sta la fermă și să postez pentru voi. Mă bucur când voi mi scrieți mesaje, când îmi dați like-uri, când mă încurajați să fac acest lucru, să postez. Pentru că eu foarte bine aici cum sunt și cum filmez, pot să mă uit eu singur, să vorbesc cu porumbei, să le dau să mănânce și cu asta basta, să nu mai postez nimic. Dar o fac și pentru voi, pentru că mulți le place, mulți nu au posibilitatea să fac acest lucru, cum nici eu n-am avut o bună perioadă de timp și încerc să vă insuflu cumva dragostea de natură, de animale, de a crește totul natural, totul bio. Revenind la celălalt punct pe care vreau să-l adresez, este de faptul că foarte mulți dintre voi îmi spun fă-mi și mie o promovare, fă-mi și mie, ajută-mă să fac 50 de abonați, ajută-mă și pe mine să fac 150 de abonați, 200 sau 300. Deci eu nu pot să vă ajut, sincer vă spun, chiar m-aș fi bucurat să vă dau și 1000 de abonați, nu 50 sau și 3000. Abonații aceștia nu îi faceți
pur și simplu de la mine, luați-i de la mine sau de la un alt canal. Sunt convins și aici am să menționez două canale care sunt convins că se vor uita la aceste videoclipuri, este vorba de Porumbei Denim, un prieten al canalului. O să vă uitați pe canalul, el are 4.000 de abonați, dar să știți că este o muncă foarte mare și un timp foarte mult pentru video. Eu am făcut chiar un video explicativ în care am spus aceste lucruri, cum că este necesar să urmați niște pași, să vă stabiliți niște criterii, să mergeți organizat pentru lucrurile acestea. Asta ar fi prima opțiune. Al doilea lucru nu înseamnă că voi, dacă eu v-aș promova, gata, automat vă va veni 2, 3, 5, 10 abonați. Poate să nu vină chiar niciunul, pentru că cei care se uită la video și aud intrați pe canalul lui Cutare sau lui celălalt, sau nu știu, dau un exemplu așa aleatoriu, X canal, intră să uite și dacă nu-i place, nu se uită. Iar a doua persoană pe care vreau să o menționez este Danuț Iepurii. El are tot așa un număr foarte mare, cred că 4.000 de abonați. Întrebați-l și pe el și să vedeți cât de multă muncă se depune pentru a face aceste abonați și aceste vizualizări. Deci, în primul rând, vorbim de o perioadă de timp, să zicem, de minimorum un an de zile. Vorbim de un număr de postări și aici mă refer la minim 50 de postări. 100, 200. Pe canalul meu eu am 1000 de abonați aproximativ și am aproximativ 400 de postări. Bine, unele mai proaste, mai mici, mai scurte, dar sunt 400 de postări. Încercați numai să numărați de la 1 la 400, să vezi cât timp vă ia. Da, apoi să le faci pe toate, să aștepți să le postezi, să le încarci, să te gândești cu ce să filmezi și așa mai departe. În momentul când fac o promovare unui canal și el văd că are 2 sau 3 videouri, trebuie să înțeleagă că nu se va abona nimeni la el, adică eu îi spun sincer, nu o să se aboneze nimeni la tine pe canal, pentru că ai 3 videouri, prieteni, ai 4 videouri, ai 5 videouri, 10 videouri, ce să vadă omul acela? Se va uita o dată de 2, de 3 ori, mai ales că nu toate videourile pe care le postez și eu sunt interesante sau lumea vrea să se uite. Vă spun sincer, din cele 400 de videouri, nu știu dacă am 100 care sunt top, la care se uită multă lume. Nu cred că am 100, cred că poate 50 maxim care sunt bune. Restul, 350, sunt videouri care le-am făcut și eu la început sau cum m-am priceput, care nu sunt așa interesante. Ori calitatea imaginii, ori subiect, ori perioada, ori timpul de filmare. Deci nu înseamnă că dacă ai postat 10 videouri sunt clar frumoase, interesante și lumea vrea să intre la tine. Ca să faci videouri de calitate, trebuie să începi să postezi cât mai mult. Asta te ajută și îți dă, cum să zic, din experiență înveți. Asta este părerea mea. Poate unii sunt de acord, poate unii nu sunt. Eu vă spun pur și simplu părerea mea. Și acum să revenim la chestia interesantă. Aș vrea aici să-l menționez pe Edi, pe care îmi spune mereu și chiar m-am gândit să-i spun: domne, nu-mi perechea această porumbiță cu acest porumbel care i-ai primit de la porumbei lui Robert. Sincer, n-aș fi vrut să-i împerechez, dar este aproape imposibil să-i desperechez în acest moment. Și vă zic și de ce. Nu am unde să-i duc și nu am mascul pentru ea. Vă dați seama, dacă aș aduce aici un mascul, ar trebui să-i închid undeva, să fac ceva. Bun, știu, corciturile nu sunt chiar așa un lucru rău. Mie îmi place foarte mult culoarea ei, de aceea am și cerut un mod expres lui Robert. Mi-a plăcut foarte mult, el a vrut să-mi dea și acest mascul, nu m-am opus, i-am plătit pentru acești porumbei, bineînțeles, o sumă nu foarte mare. Mi-au plăcut și i-am luat la mine. Acum o să scoată niște corcituri, nu o să scoată niște corcituri, nu știu sincer, dar vor fi frumoși, mie îmi vor plăcea, eu nu mă duc cu porumbei la concurs, o fac așa pur și simplu pentru plăcerea mea, pentru plăcerea celor care se uită la canal. Da, deci nu avem acum posibilitatea, înțelegeți, este perioada coronavirus, târgurile sunt închise, nu am de unde să mă duc să iau un mascul, nu am unde să închid. Poate peste, nu știu, 5-6 luni, un an, voi găsi o modalitate să găsesc un mascul, să-i desperechez, să facem voliera de afară și să mergem mai departe. Eu cred că am ouăle lor aici, nu sunt foarte sigur.
Această femelă albastră care mi-e place foarte mult este una din perechile mele vechi, pe care mulți probabil că s-au uitat și au văzut acest lucru. Numai ouă. Anul trecut au luat un ou, acum 2 ani un singur ou. Și a scos de fiecare dată cât un pui. Cred că v-am mai zis. Acesta este mascul, dar la trecut a scos o femelă la fel ca aceasta. Le-am lăsat aceste ouă, văd că le clocesc, sunt bine mersi, s-au liniștit, erau foarte agitați. Și da, vestea cea importantă este că o să ne apucăm și de voliera de afară, dar momentan suntem la un alt proiect surpriză pe care sincer nu vi-l spun. O să vă las să vedeți despre ce este vorba. În momentul în care vom avea acea surpriză care vreau să vă arăt, uitați cum alargă masculul. Vă voi prezenta-o, dar momentan mai lucrez la ea și de aceea nici nu postez. Acolo vor ei să-și ia cuib, foarte bine, să-și ia, să-și aranjeze, le-am mai pus eu ceva paie, cum am reușit și eu. Cam aceasta este de la Ferma Grădina Bio. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și pentru faptul că sunteți mereu aproape de canalul meu. Edipe, îmi pare rău, sincer, ai dreptate să schimbăm această pereche, îmi cer scuze, dar nu am eu acum posibilitatea să fac acest lucru. Înțelege și poate pe viitor voi face și ceea ce-ți dorești. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru faptul că sunteți activi pe canalul meu, că dați like-uri și celor care sunt din străinătate și nu neapărat din România. Pare rău că nu pot să vorbesc în engleză pentru că marea majoritate sunt români și da, vorbesc în limba mea nativă, mie este mult mai ușor. Deci vă mulțumesc mult, mult de tot. Chiar vă mulțumesc din suflet fapt că intrați pe canal și mă încurajați și îmi dați like la postări. În încheiere, dacă ați reușit până aici să vă uitați la video, sunt convins că îmi veți da și un like la postare. Vă mulțumesc mult de tot. O zi excelentă să aveți. La revedere!